Am să vă spun că țări foarte, cu rezultate excepționale, cum e Singapore, Polonia chiar, Finlanda, de care auzeam mai devreme, părinții din aceste țări își au rolul de părinte, de antrenor al copiilor lor din momentul în care copiii se nasc. Deci a fi părinte înseamnă să lucrezi cu copilul tău, să citești povești, să discuți cu el, să-i duci în muzee, să descopere natura, să stai alături de el zi de zi, de când se naște și după ce începe grădinița, respectiv școala. Cred că în România ne-am cam luat mâna de pe copii, dându-i la școală, la after school, la ore private, apoi și părinții au puțin timp, mai ales cei care lucrează de dimineață până seara, au puțin timp pentru ei și consideră că vinovați, între ghilimele, de un eșec al copilului este în totalitate profesorul sau școala, ceea ce este o mare greșeală. Uh, un alt lucru care e foarte grav, pe care l-am descoperit de curând în societatea românească, este că nu ne apreciem profesorii. Uh, alături de părinte, cel mai important om din viața copilului este profesorul. Uh, jumătate din zi copilul stă acolo și acolo el se formează cu toate valorile lui, cu, tot, uh, cu caracter, cu valor, cu uh, mod de a fi, emoții, plus, bineînțeles, competențe, cunoștințe. Ar trebui, în primul rând, noi ca societate, să facem parteneriat cu, școal cu școlile și cu domnii profesori pe care îi avem la clasa copilor noștri, cu domnii profesori entuziaști din școală, să întrebăm ce nevoi au, pur și simplu să facem proiecte împreună cu dânșii. Ar trebui să ne implicăm și ca părinți, dar și ca mediul de afaceri în tot ce înseamnă nevoile copiilor și a școlilor în care copiii noștri învață, ar fi minunat dacă tot ce înseamnă oficialități, cum să zic, guvern, instituții ale statului și așa mai departe. Decidentul politic. Da, ar, ar fi partener alături de noi. Eu cred că mediul de afaceri a înțeles foarte bine că educația este secretul succesului acestei țări, am înțeles foarte bine, și nu vorbim de o educație la sfârșitul carierei, pardon, la sfârșitul procesului educativ, adică liceu tehnologic, școală profesională sau facultate, ci vorbim de o educație de bază. Vă dau un singur exemplu dureros, foarte dureros, poate îl știți, poate nu. Dintr-o generație de copii, născut în 2004, Uh, am măsurat anul trecut 2016, deci pardon, acum cu 2 ani, uh, au luat bacalaureatul 35%. Deci vorbim dintr o generație care e în clasa întâi, 35% ar putea merge la facultate. Există și facultăți la care mai mult de o treime renunță studenții în primul an. Renunță la întrebarea ce fac cei la 65%. Unde sunt ei?